Bună ziua, dragi urmăritori! Sunt Marian Mocanu de la RV Travel și astăzi am ajuns la Caravan Motorhome and Adventure, ediția din 2024. Sunt la Hala la Minor și vreau să vă prezint un expozant, un prieten de-al meu expozant, care participă pentru prima dată. Este vorba de Rolly Mac din Brăila. Bună ziua, mă numesc Vâlcu Aurelian, sunt reprezentantul firmei Rolly Mac din Brăila. Suntem pentru prima oară la acest salon. Totul decurge foarte bine. Lume destul de multă. Așteptăm pentru weekend să vină și mai mulți. Am venit cu foarte multe produse, o gamă variată, din care clienții noștri nu neapărat să vindem, dar să poată vizualiza produsele, să le poată pipăi, să vadă exact cum arată, din ce materiale sunt construite. Și așteptăm cât mai multă lume să vină la acest târg, care se desfășoară între 28 și 31 martie. Astăzi suntem în seara de vineri. Vă așteptăm sâmbătă, duminică, să ne vizitați, să stăm de vorbă, să vă invităm la o cafea, la un dulce. Înțeleg că firma Rolly Mac participă la diferite evenimente, am mai văzut că ai mai fost la niște evenimente, dar cum ți se pare această hală, acest eveniment? E prima dată când particip cu stand la acest eveniment. Da, am început cu târgul de rulote, cu talciocul de rulote, am fost la două ediții până acum, urmează și la a treia care se va desfășura. La a patra, da, scuzați, noi am fost doar la două. Acum o să fim și la RV Fest. Avem aici niște pliante care o să vi le oferim dumneavoastră ca și vizitatori aici și vom participa și la RV Fest în perioada 16-19 mai cu o gamă variată de produse. Vă așteptăm și acolo să ne vizitați și să stăm la discuții. Vizitatorii, rulotiștii care vin pot beneficia pe perioada târgului de ceva oferte? Întotdeauna sunt unele oferte la unele produse, sunt 10-20%, acum depinde de produsul care își alege persoana respectivă. Cam ce produse ai expuse la acest târg? Avem de la pompe, la furtunuri de gaz, la accesorii, la puse pentru campere, pentru rulote, nivelatoare, scări, butelii, rezervoare de gaz, rezervoare chimicale pentru apă caldă, chimicale. Am adus o gamă variată ca omul să vizualizeze cam ce avem noi aici și ce putem aduce în continuare pentru ei. Sau putem comanda. Astea sunt doar o parte, înțeleg, din produsele pe care le aveți. Da. Am adus o parte cât am putut și noi în zona în care am amenajat-o. Mai sunt și alte produse care sunt la noi în depozit. Vor veni și alte produse noi. Întotdeauna se pot aduce și pe comandă. Gama este foarte variată. Sunt N repere. Și încercăm să mulțumim pentru toată lumea. Cum mai este pe la Brăila? Vin turiștii la Brăila? Acum au început să vină de când s-a făcut podul. Sperăm anul ăsta să vedem mai mulți, din ce în ce mai mulți, să ne tranziteze măcar, dacă nu rămân o noapte, două la noi în zonă, dar totuși podul ne ajută, putem ajunge foarte ușor în Dobrogea, care este o zonă foarte frumoasă. Chiar și la noi în Brăila se pot face excursii în insula mică a Brăilei, se pot închiria bărcuțe, schijeturi, ușor, ușor se dezvoltă și zona noastră. Acum avem și magazinul acesta online, de 2-3 luni avem și un service dedicat pentru accesorizarea de rulote și autorulote. Încercăm în viitor să ajungem și cu alte produse la dumneavoastră, știu și eu, cu închirieri de rulote, autorulote. Dacă un turist cu rulota sau cu autorulota ajunge în zona Brăilei, Dobrogea și așa mai departe, poate găsi, și dacă are vreo problemă, să spun, la camper, poate găsi o soluție la voi. Da. Inclusiv ca și piese, ca și accesorii, dar inclusiv un service dedicat. Înțeleg că aveți și un service. Exact. Avem un service dedicat în care facem și reparații electrice, electronice, tot ce ține de această categorie, plus
accesorizări în general. Și dacă sunt probleme la unii clienți care ajung în zonă și au nevoie, nu știu, de o pompă sau un reglaj sau s-a ars ceva, sau eu știu, noi îi putem ajuta ca să-și continue concediul în bune condiții. Mulțumesc frumos și ne vedem la RV Fest. Garantat, suntem acolo și vă așteptăm și pe dumneavoastră ca și clienți la RV Fest în 16-19 mai.